Salută lume prodigă și bine ați venit la un nou video din seria Confruntarea jocurilor cooperative. De data aceasta, cum foarte bine vedeți, am ajuns deja în semifinale, deci astăzi o să discutăm despre cele două meciuri din semifinală. Cum v-am obișnuit, o să zic doar pe scurt cine se uită pentru prima oară la un video din această serie, cum a avut loc, cum s-a ajuns la aceste meciuri și așa mai departe. În primul rând, cei care mă susțin pe pagina de Patreon, care fac parte din echipa de Patreon, aveți link către Patreon mai jos, au votat tema sau mecanica despre care o să existe confruntarea respectivă, apoi am luat și s-a ales cooperative, jocuri cooperative sau mecanica de joc cooperativ, apoi am luat cele mai bine cotate 50 de jocuri cooperative de pe Board Game Geek și le-am pus vouă la dispoziție tuturor să votați preferatele voastre 10 din cele 50 și astfel s-a cristalizat, să spunem, un top 16. Acele 16 metri de jocuri le-am băgat într-un bracket aleatoriu și au ieșit meciurile respective care le vedeți acum pe ecran, jocurile care au învins și care s-au apropiat de semifinală. Și practic acum la fiecare meci iarăși a fost făcut un vot și a fost pus la dispoziția voastră tuturor care vă uitați să votați care este preferatul vostru la fiecare meci. La fel s-a întâmplat și cu cele două semifinale. Și haideți să nu mai discutăm prea mult și să intrăm direct în rezultatele finale, semifinalelor. Și prima semifinală este Pandemic Legacy, cu toată seria Legacy a jocului Pandemic, adică 0, 1, 2 și așa mai departe, care este unul din, nu, este cel mai bine cotat Pandemic Season 2, Season 1 sau 2, nu mai știu exact, este cel care e în imagine, este cel mai bine cotat Legacy Game de pe Board Game Geek, care este almanahul, să spunem așa, jocurilor de societate și este chiar în top 5, că dacă nu mă știu, chiar pe locul 2, dacă nu a pierdut unul sau două locuri de când m-am uitat ultima oară. Deci, practic, Pandemic Legacy, un staple, să spunem așa, un joc cheie în ideea aceasta de Legacy Games, unde lucrurile, practic, ce înseamnă Legacy, sunt jocuri care se modifică, tu te joci, joci mai multe partide și jocul se modifică în timp ce joci. Ce este o chestie foarte interesantă, care sunt deja tot mai multe astfel de jocuri, dar nu foarte multe și Pandemic Legacy, seria Pandemic Legacy este unul dintre trendsetterii, nu neapărat primul care a făcut chestia asta, dar unul din jocurile importante care au această mecanică de Legacy. Și cum foarte bine știți, Pandemic, la fel și Pandemic Legacy, este un joc cooperativ. Deci un matchup interesant aici cu Spirit Island, care Spirit Island este un joc mai de tip Euro, unde practic ai un spirit cu o anumită abilitate, care faci diferite lucruri, joci cărți, ca să aperi insula de invadatori. Practic, dacă joci varianta cooperativă, cum ar veni, despre ce discutăm astăzi, sunteți, fiecare jucător este un spirit, joacă cărți, vă ajutați între voi ca să apărați acea insulă de invadatori. Deci, puțin lucruri diferite ce se întâmplă aici. Practic, Pandemic Legacy, vorbim despre un joc de tip Legacy, dar în sistemul acela de Pandemic. Asemănător puțin, dar nu chiar, Spirit Island face puțin altceva, dar are și este iarăși foarte, foarte bine cotat Spirit Island și face parte din jocurile cooperative mai complexe. Deci avem aici un match ca și dimensiunea jocului, spun eu, echilibrat, interesant, fiecare are părțile lui speciale și diferite. Și haideți să vedem aici, practic, ce a ieșit la vot. Și observăm aici o victorie a jocului Spirit Island în fața seriei Pandemic Legacy. Vedem aici cu 16 voturi împotriva a 7 voturi. Deci, practic, vedem primul joc finalist și anume Spirit Island. Eu personal aș fi mers cu aceeași idee ca și voi care ați votat și aș fi ales Spirit Island. Acum, haideți să discutăm despre cealaltă semifinală. Cealaltă semifinală, să spunem așa, ca și idee de joc, ca și dimensiune. Deci, un match-up foarte interesant, fiindcă este o diferență foarte mare între ele. Deci, nu se aseamănă în niciun fel decât datorită faptului că ambele conțin cărți și ambele sunt jocuri cooperative. The Crew este un joc micuț de cărți de tip trick-taking, joci la vetă, urmează și trebuie să jucați în așa fel încât fiecare să-și îndeplinească anumite obiective. Obiectivele sunt, de exemplu, eu trebuie să iau treiul de roșu, să spun, de roz, că e roz, sau de albastru, sau
Whatever. Deci trebuie să iei o carte specifică. Și toți restul jucătorilor trebuie să joace în așa fel încât acel jucător să ia acea carte. Și există tot felul de obiective diferite, de chestii care se întâmplă pe parcursul jocului, respectiv, de exemplu, într-o partidă sau într-o mână, cineva n-are voie să ia deloc o lavetă sau așa mai departe. Deci challenge-uri foarte, foarte interesante și este iarăși un joc de tip trick-taking foarte bine cotat, care a ajuns foarte sus în ierarhia Board Game Geek. Și se confruntă, să spunem așa, cu jocul Gloomhaven și împreună cu Gloomhaven Jaws of the Lion, care este un joc complet diferit față de Crew, și anume este un dungeon crawler, este o cutie foarte mare, Jaws of the Lion este puțin mai micuță, unde practic te simți ca într-un joc pe calculator, care mergi, te lupți cu monștri, strângi bunuri, îți cumperi echipamente, să te faci mai bun și așa mai departe. Deci foarte, foarte multă ideea asta de adventure game, de dungeon crawler, are elemente de jucat cărți, practic alea sunt acțiunile care le faci, are fir narrativ, are poveste. Deci este cu totul altceva decât o The Crew, care este practic un joc de tip trick-taking și nu are neapărat o poveste în spate. Deci aici vedem o confruntare foarte interesantă a două jocuri complet diferite, cooperative, care au ajuns în semifinale, discutând despre o cutiuță mică. Cred că dacă mă uit bine în cine a ajuns în cele 16 echipe din acest bracket, The Crew are cutia cea mai mică. S-ar putea să mai fie Exit, dar s-ar putea Exit-ul să fie avut, să aibă cutia puțin mai mare și Gloomhaven are cutia cea mai mare, din câte știu eu. Deci o confruntare foarte interesantă care a ajuns să aibă loc în semifinale. Dar haideți să vedem ce ați votat voi pentru semifinale, care este adversarul jocului Spirit Island în finală. Și aici vedem o victorie detașată a jocului Gloomhaven cu 16 voturi împotriva 2 voturi de Crew. Deci observăm aici jocul mare, grandios, jocul de tip aventură a luat fața jocului mai simpluț de trick-taking, dar care mie îmi place foarte, foarte mult. Probabil și eu aș fi mers cu Gloomhaven în această bătălie, să spunem așa, dar The Crew îmi place foarte mult și funcționează foarte bine și îți dă acea gândire, acea cum facem noi ca jucătorul respectiv sau jucătorul respectiv să ia acele cărți care trebuie să le ia. Deci foarte interesante aceste două semifinale din punctul meu de vedere. Deci observăm aici acum s-a rezolvat și să spunem așa s-au rezolvat semifinalele și avem finalistele și anume joc sau da jocurile finaliste și anume Spirit Island versus Gloomhaven. Cum v-am obișnuit, mâine voi lansa votul pentru această finală și veți avea până săptămâna viitoare timp să votați, să vedem cine este câștigătorul confruntării jocurilor cooperative la noi aici în această confruntare, cum spuneam. Bun, cam atâta pentru astăzi. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Să nu uitați, dați un subscribe și un follow la pagina ProTeamPlays pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProTeamPlays. Mai jos și link către pagina de Patreon, dacă vreți să faceți parte din echipa de Patreon. Acolo veți avea diferite beneficii. Aruncați o privire să vedeți pe ce este vorba. Cam atâta, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!